die Ehre im Schillerhaus, das Kulturhaus der deutschen Minderheit in Bukarest, zu einer ganz besonderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Der Anlass ist die Buchpräsentation des Memoirenbandes Die glücklichen Augen von Erwin Richter, deutscher Schriftsteller und ehemaliger Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest der 70er Jahre. Das Buch erschien beim Verlag der kulturellen Stiftung Libra in der Übersetzung von Alexander Ronay. Die Herausgabe des Werkes wurde aus Mitteln des Goethe-Instituts Bukarest und Internationales Bonn gefördert. Die Buchpräsentation findet statt in Anwesenheit seiner Exzellenz Winfried Gruber, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, der Staatssekretär des rumänischen Außenministeriums, Herr Bogdan Aurescu, der Herren Romul Munteanu, Bogdan Lester, Emil Porezeanu, Frau Tomescu, Direktorin der kulturellen Stiftung Libra. Und ich möchte noch begrüßen Herrn Putzwein, Kulturattaché der Deutschen Botschaft, und Herr Dr. Fabricius, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Regionalforum Altreich. Excelență, domnilor și domnilor, astăzi avem onoarea să vă salutăm la Casa Schiller cu un prilej deosebit. Prilejul este prezentarea cărții de volumului de memorii Ochii fericiți al lui Erwin Richter, scriitor german și fost ambasador al Republicii Federale Germania în Bucureștiul anilor 7 Internaționes. Această prezentare are loc în prezența excelenței sale domnului Wilfried Gruber, ambasador al Republicii Federale Germania în București, a domnului secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, a domnilor Romul Munteanu, Bogdan Lefter, Emil Curezeanu și a doamnei Tomescu, directoare a Fundației Culturale Libra. De asemenea, salutăm și prezența domnilor Kurzweil, atașatul cultural al Republicii Federale Germania la București, precum și a domnului Dr. Fabricius. Domnul Fabricius, reprezentant președintele Forumului German, mai precis al Forumului Regional din Vechiul Regat. Heute ist bitten Herr Lechter die Veranstaltung zu moderieren. Și îl vom ruga pe domnul Lechter să modereze întreaga prezentare. Danke schön. Ich glaube, dass es wäre besser sein, dass ich Rumänisch spreche. Sorin, du wirst immer übersetzen, glaube ich. Ich werde den Botschafter übersetzen, wenn wir ihn in der Leitung haben. Aha. Aha. Na, also, das wie sollen wir das machen? Okay. Also, Herr Botschafter, darf ich Rumänisch sprechen? Ja? Ist das, für mich das wäre viel besser. Sie wissen das. Also, ich werde es so machen. Bună ziua tuturor, spun și eu. Mă bucur că suntem cu toții împreună la o prezentare de carte atât de specială. Specială cartea, specială prezentarea. De ce este această carte foarte specială, vom vedea imediat. Mai întâi însă aș spune ceva despre întreaga construcție a acestui eveniment, de care doamna Duliu, doamna Tomescu și atâția alții, ambasada Germaniei s-au ocupat, în așa fel încât, iată, suntem nu numai mulți aici, atât de mulți încât suntem risipiți în mai multe spații și ne vedem mai mulți sau mai puțin unii pe ceilalți. Suntem însă la o discuție, dezbatere, prezentare a unei cărți, prezentare gândită pe mai multe straturi, pe mai multe nivele. Vorul care domnul profesor Romul Munteanu și poetul, eseistul, jurnalistul Emil Curezeanu au fost invitați special aici.
vom avea proiectate imagini legate de materia cărții. Vom avea o discuție cu autorul, cu domnul Erwin Wickert, prin telefon, mai târziu, din Germania. Vom avea o lectură din carte, deci va fi un, dacă pot să spun așa, un obiect cultural, această întâlnire, un obiect cultural complex. Cred că cel mai potrivit ar fi ca, pentru început, să îi invit pe domnul ambasador Wilfried Gruber să spună două cuvinte, apoi pe reprezentantul Ministerului Românilor Externe, domnul Bogdan Aurescu, și pe urmă facem pașii următori în întâlnirea noastră. Herbocheată, bitte schön. Mulțumesc că permitiți că eu vorbesc în limba germană. Rămânește, e prea greu pentru mine. Dacă mi-ați permis mie să vorbesc românește, vă permitem și noi să vorbim limba germană. Vielen Dank. Herr Lichter, Sie haben mir gesagt, ich soll zwei Worte sagen. Ich habe jetzt schon wirklich 10 Worte gesagt. Ich werde mich aber kurz fassen. Erstens vielen Dank, Herr Staatssekretär, Herr Duresiano, Ihnen, Herr Montiano, dass Sie zu dieser Buchvorstellung gekommen sind und Sie vor allem so zahlreich hier erschienen sind. Das ist für mich eine große Freude und auch eine Ehre, an diesem Ereignis teilzunehmen. Da, mulțumim, domnule Lefter, că mi-ați permis să spun două cuvinte. Cred că deja am spus 10 până acum. Mulțumesc domnilor Munteanu, domnilor Curezanu, domnului secretar de stat pentru prezența lor aici, pentru invitația de a participa la această manifestare și, bineînțeles, și dumneavoastră, publicului atât de numeros, iată, la acest eveniment. Wir in Deutschland können nicht mithalten mit Ländern wie Mexiko, Frankreich oder Jugoslawien. In Jugoslawien, Ivo Andrić, Nobelpreisträger, war Diplomat. In Mexiko, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Frankreich, Paul Claudel, Saint-Jean-Pers. Da können wir in Deutschland nicht ganz mithalten. Noi în Germania nu facem față concurenței literare și diplomatice a altor țări, precum Mexicul sau Franța sau Jugoslavia, dar dacă ne gândim de pildă numai la Ivo Andrić, diplomat și laureat al primului Nobel. Dacă ne gândim la Mexic, este vorba de Octavio Paz și Carlos Fuentes. Când vorbim de Franța, ne vin nume Saint-Jean-Pers și Nobel. Aber in den Reihen meiner Kollegen... Talent literar. Însă printre toți aceștia se află și unul dedicat beletristicii cu un real talent. Este vorba de Erwin Wickert. Ich weiß nicht, wie weit Sie Wickerts Vita gelesen haben. Er hat ein bisschen unordentliches Leben hinter sich. Er war 39 bis 47 in Shanghai und Tokio und kam dann zurück nach Deutschland, nach Heidelberg und hat dann 8 Jahre lang davon gelebt, Hörspiele zu schreiben. Und er war damals einer der angesehensten und erfolgreichsten Hörspielautoren in Deutschland. Nu știu cât sunteți de la curent cu biografia lui Erwin Wickert. Are în spate o viață destul de tumultuoasă. Din 39 până în 47 a fost la Shanghai și Tokyo în calitate de diplomat. S-a întors apoi în Germania, la Heidelberg, unde timp de 8 ani a scris teatru radiofonic, devenind unul din autorii cei mai cunoscuți, cei mai de succes de teatru radiofonic din Germania acelei perioade. Dann hat er aber beschlossen, dass Bücherschreiben nicht sein ganzes Leben sein soll und er trat in den Auswärtigen Dienst ein und er hatte dann insgesamt 5 Dienstposten. Apoi a hotărât că literatura nu reprezintă întreaga sa viață, astfel că a intrat în diplomație, unde a fost în total la post în 5 misiuni în străinătate. 55 bis 60 war er an unserer NATO-Botschaft, das war der NATO-Rat noch in Paris, also in Paris. Din 57 până în 60 a fost reprezentantul Germaniei la NATO. Pe vremea aceea Consiliul NATO se afla încă la Paris, sediul NATO se afla la Paris. Dann war er bis 67 im Auswärtigen Amt, im Wesentlichen verantwortlich für ein Referat, das sich damals mit den Ost-West-Beziehungen befasst hat.
Apoi până în 67 au fost în străinătate și în același timp însărcinat al unui departament care se ocupa de relațiile dintre Est și Vest. Danach 4 Jahre als Gesandter, also Nummer 2 in London und danach seine erste Verwendung als Botschafter hier in Bukarest 71-76. A urmat 4 ani la Londra, în calitate de însărcinat cu afaceri, este al doilea rang în ierarhia diplomatică, apoi din 71 până în 76 la București, la ambasada Germaniei. Und dann am Ende seiner Laufbahn kehrte zu seiner ursprünglichen Liebe zurück nach Peking und war dort 5 Jahre Botschafter in China. Apoi, la sfârșitul carierei sale, s-a întors la prima sa dragoste, China, unde și-a încununat cariera cu funcția de ambasador la Beijing. Er hat zwei Bände Memoiren geschrieben. Der erste Band mit dem Titel Mut und Übermut behandelt seine Kindheit, Jugend, Studienjahre, also bis und ersten Wanderjahre, also bis zum Zweiten Weltkrieg. A scris două volume de memorii, primul cu titlul Mut und Übermut, adică într-o traducere aproximativă Curaj și Avânt. Este vorba despre prima sa perioadă în calitate de diplomat, în care sunt prezentați anii tinereții sale. Der zweite Band behandelt dann die Zeit zurück in Deutschland und seine ersten vier diplomatischen Posten. Das ist das Buch auf Deutsch, Die glücklichen Augen. Cea de-a doua carte, al doilea volum de memorii, care poartă titlul pe care îl discutăm în seara aceasta, Ochii fericiți, se referă la perioada întoarcerii din Germania, precum și cea următoare a postelor în străinătate, respectiv inclusiv perioada petrecută în România. Und ich beglückwünsche alle Beteiligten, dass sie das Kapitel, das letzte Kapitel dieses Buches, dass die Zeit in Bukarest behandelt, ins Rumänische übersetzt haben und herausgebracht haben. Și felicit pe toți cei care au participat la această operă de editare a acestui capitol, ultim capitol al cărții, care se referă la București și la prezența ambasadorului Vickert la București. Și iată că am vorbit mai mult decât două cuvinte, am spus mai mult decât două cuvinte. Mai tineri decât generația domnului Vickert. Wickert ging 71 aus London weg. Ich habe meine ersten Auslandsposten nach der Laufbahnrückung 1972 in London gefunden. Wickert s-a întors în 71 de la Londra, iar eu un an mai târziu, în 72, mi-am luat în primire primul post calitate de diplomat tot la Londra. Ich erinnere mich noch an manche Vorgänge, wo man die Handschrift und sozusagen die Spätwirkung der Wickertschen Aktivität in London weiter verfolgen konnte. Și mi-amintesc destule întâmplări din care am putut recunoaște, să spunem, semnătura și urmele activității lui Wickert în calitate de diplomat la Londra timp de mulți ani după aceea. Später war ich im Planungsstab und ich musste unter anderem einmal einen sogenannten Namensartikel für Minister Genscher schreiben mit der Themenstellung, die sogenannte Friedensnote von 1966. Das war damals unter dem damaligen Außenminister Schröder ein Versuch, eine neue Bewegung in die deutsche Ostpolitik reinzubringen. Mi-amintesc că pe vremea aceea făceam parte din echipa de planificare și strategie a diplomației germane. Pe vremea Cancelarului Genscher în 1966 și sub mandatul ministrului de externe, Genscher și apoi a ministrului de externe Schröder, a trebuit să elaboreze acel numit document de pace din 1966 prin care se încerca o redimensionare a politicii externe germane față de statele din blocul răsăritean. Und diese Friedensnote war 1966 damals und das darüber bildet sich auch was in diesem Buch, von Wickert im Wesentlichen entworfen worden. Das Interessante für mich, 20 Jahre später bei der Redaktion des Artikels über diese Note, war zu sehen, wie Wickert
prägend wirkte damals in den 60er Jahren bei dem Bemühen von der Erstarrung der deutschen Außenpolitik in der Endphase der Adenauerzeit hinwegzukommen und diese Schröder nannte es damals, der Außenminister Schröder nannte es damals, eine neue Beweglichkeit in unsere Außenpolitik hineinzubringen. Aber der geistige Autor dieser neuen Beweglichkeit war Erwin Wiegert. Trebuie să spun aici că îmi amintesc de faptul că acest document a fost conceput în mod hotărător de către Wiegert, iar eu, la rândul meu, mi-amintesc când trebuia să concep această notă, acest referat pentru ministrul meu de externe de mai târziu, mi-amintesc de faptul că, în vremea respectivă, Wiegert, vorbind despre politica externă germană, avertiza împotriva unei anchilozări a politicii externe germane încă de pe vremea lui Adenauer și a propus, sigur formulat de către ministrul Schröder, ministrul externe Schröder, dar formularea aparținea lui Wiegert, de fapt, cerea o nouă mobilitate pentru politica externă germană. Also, das waren nur zwei Beispiele, wie Angehörigen des Auswärtigen Dienst Deutschlands eine Generation nach Wiegert noch die Spätfolgen und Wirken, das Wirken von ihm in einer ganz entscheidenden Phase unserer Außenpolitik beobachten konnten und auch am Hand von konkreten Beispielen sahen, wie kreativ und innovativ Wiegerts Wirken als Diplomat gewesen war. Iată doar două exemple pentru a arăta câte efecte. Acest lucru se regăsește pe parcursul la două generații de diplomați germani. Eu, ca generație succesoare, am resimțit din plin urmările și efectele acestei politici. Și iată, în continuare, simțim cât de inovator a fost și cât de activ, cât de efectiv a fost în același timp politica promovată de către Wiegert. Wiegerts Wirken hier in Bukarest werden andere hier etwas zu sagen haben und Herr Horesiano flüsterte mir zu und ich bin ja jetzt auch hier in seiner Nachfolge, aber diese Verbindung, das Wirken Wiegerts hier in den 70er Jahren und meines heute, da möchte ich keine Brücke schlagen. Și despre activitatea și prezența la București a lui Erwin Wiegert în anii 70 vom afla de la alți participanți aflați aici în această seară. Domnul Cureanu îmi șoptea că bineînțeles că și activitatea mea și prezența mea la București contează, însă n-aș dori să fac o legătură directă sau un pod de la anii 70 direct în perioada actuală în care mă aflu eu la București. Ich wünsche der rumänischen Fassung viele Leser und die unter Ihnen, die auch Deutsch lesen, leihen Sie das in der Bibliothek aus. Es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Doresc versiunii românești a acestei cărți cât mai mulți cititori, iar acelora dintre dumneavoastră care citesc și în limba germană, le recomand cu toată căldura să o împrumute de la bibliotecă. Este o carte care merită citită. Cartea întreagă. Mulțumim, domnule ambasador. Am observat cu toții că ați început dumneavoastră înșivă să rememorați episoade mai vechi din cariera noastră de ambasador. Poate vom avea cândva plăcerea să citim un volum retrospectiv al carierei dumneavoastră, în care vom vedea totuși și ce s-a întâmplat în anii 90, 2000, 2004, astăzi în România, din perspectiva unui ambasador german la București. Îl invit pe domnul Bogdan Aurescu, secretarul de stat Ministerului Externe, să urmeze domnul ambasador. Să fiu astăzi aici la acest eveniment literar și diplomatic în același timp. Cumva îmi pare foarte rău că domnul Wiegert nu a putut să fie cu noi astăzi aici, pentru că ar fi fost important să-l cunoaștem. Pe de altă parte, însă, lansarea acestei cărți la București astăzi, cred că este echivalentă cu prezența domniei sale aici. Cred că poate să fie cumva echivalată cu o nouă acreditare a domniei sale la București, însă într-o data aceasta, într-o altă calitate, nu aceea de diplomat, ci aceea de scriitor. Am primit cartea domnului Wiegert, am început să o citesc
Și vreau să vă spun că în momentul în care am parcurs primele pagini, am dat la o parte tancurile de telegrame și de, de lucrări pe care le aveam pe birou. Am rugat să nu fiu deranjat câteva ore și nu am putut rezista impulsului de a o citi, de a citi cât mai mult din ea. Este o mărturie impresionantă, pentru că nu este doar talent de scriitor, pe care îl poți recunoaște foarte ușor, este în același timp un amestec de nostalgie, de memorie diplomatică concretă și în același timp este istorie. Este istorie privită dintr-o altă perspectivă pe care noi nu am fi putut să o cunoaștem în acel moment. Este o istorie subiectivă. Pentru că orice istorie este o istorie subiectivă, ea este văzută prin ochii celui care o trăiește. Sigur că diplomatul, prin excelență, este un comunicator. Și din perspectiva mea, de la Ministerul Afacerilor Externe, ca diplomat, pot să spun că este poate cea mai importantă dimensiune a unui diplomat, aceea de a comunica. Puțin însă sunt aceia care reușesc, ca dincolo de obligațiile profesionale ale meseriei diplomatice, care presupun să scrii într-adevăr cantități imense de text, care presupun în același timp și un sort de comunicare, de interacțiune cu partenerii diplomatici de discuție, de convingere, de persoasiune, puțin sunt aceia care reușesc, trecând de acest prag, să convertească această experiență într-un rezultat de caracter literar care să mulțumească spiritul. Și cred că domnul Bichert este unul dintre aceste foarte rare cazuri care au dus, într-adevăr, la acest rezultat fericit. Este o carte pe care, care sunt convins va face mulți vot fericiți în România. Cei care o vor citi vor fi încântați de stilul acestei cărți, care este în același timp concis, este în același timp interesant, este în același timp pasionant și este în același timp cu o doză pe care nu pot să nu observ, o doză de nostalgie a trăirii acelei perioade care, fără îndoială, pentru diplomatul Bichert, nu a fost o perioadă deloc ușoară. Din punctul nostru de vedere, al celor care suntem astăzi în fața acestui eveniment literar și acestui efort al României de a se reîntoarce în familia statelor democratice, acolo unde este locul. Și cred că această perspectivă este încă una care se adaugă la perspectiva prin care putem privi această carte. Mulțumesc foarte mult domnului ambasador că a avut ideea să mă invite aici. Este pentru mine o onoare deosebită și de asemenea este o deosebită onoare să fi putut vorbi în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Cred că e momentul să-l invităm pe domnul profesor Romul Munteanu să ne vorbească despre carte. Domnia sa deja a comentat-o, scris domnul profesor unul dintre personajele epocii despre care e vorba în carte, eminent critic literar, editor, teoretician al literaturii și istoric al ideilor literare, autor al numeroase cărți, pe care mă bucur să-l putem saluta acum și să-l rog să-l invit să ne vorbească. Domnule ambasador, onorat prezidiu, doamnelor și domnilor. Vreme de 20 de ani, cât am fost director Editurul Univers, mă duceam cu plăcere la aproape toate recepțiile care s-au dat în acel timp. Mă duceam la recepții și din bucuria de a participa la întâlniri publice, dar și din interes, fiindcă acolo puteam să de probleme legate de drepturile de autor, care erau de mare semnificație pentru editor ce nu avea valută în acel timp. Într-o asemenea împrejurare, la o recepție a venit la mine un domn și s-a prezentat spunându-mi: eu sunt Erwin Bichert,
ambasadorul Germaniei Federale la București. Am vrut să vă cunosc și în același timp să vă spun că ați fost nedrept cu mine, ați fost exagerat în apreciere deasupra primei mele cărți, O iarnă pe muntele Fuji, fiindcă era prima carte, o carte de tinerețe, și m-am judecat cu o exigență prea mare. Am recunoscut acest fapt imediat și am spus că acest lucru se poate repara. Eu fiind editor, m-am declarat gata să-i public alte cărți. Și așa au apărut romanele următoare la editura Univers, romanele care s-au bucurat de un mare succes de librărie de vremea aceea. Domnul nu este un romancier care se scrie într-o manieră tradițională. Ați văzut că toate cărțile lui, sau aproape toate, sunt compuse din scrisori, procese verbale, memorii, note. Așadar, lasă aparența unor texte strict documentare. Deși, de fapt, aceste documente sunt în cea mai mare parte fictive. Fiindcă Arariul, cum a explicat ca autorul într-un anumit caz, una sau două din scrisorile, din documentele unei cărți, sunt reale. Celelalte sunt fictive. În toate aceste cărți, pe domnul Dicker l-a preocupat problema puterii, a mecanismelor puterii și a modului în care funcționa puterea și dictatura în țara noastră. Ochii fericiți este o carte scrisă, cum ar fi spus autorii latini, sine ira et studio, o carte scrisă fără ură și fără prejudecăți. Lucru nu tocmai ușor de realizat, să le scrie o carte în care să nu se vadă nimic din repulsia față de dictatură foarte puternică și urâtă, cum era aceea din România de vremea respectivă. Iar domnul Dickert era un om jovial și această jovialitate a rămas valabilă în mare măsură și în memoriile sale. Se întâlnea cu plăcere cu scritorii și, cum mi-a spus mie într-o ocazie, când mă întâlnesc numai cu diplomați, le dau vin mai acru. Când mă întâlnesc cu oamenii de litere, le dau un vin mai bun. Nu știu dacă era adevărat sau nu, dar era foarte frumos. Întâlnire cu domnul Dickert în crama aceea de la reședință. Berlin, acolo de desubt. Era o sărbătoare. Era o gazdă foarte bună, un vorbitor excelent, care îi provoca pe alții mai ales să vorbească. Acolo veneau scritori ca Nicolae Preban, Ivasiuc și încă mulți alții, scritori care au fost domnul Dickert foarte apropiat și pe care i-a evocat în cartea sa, eudi pentru suferințe lor, pe alții din alte motive. Cartea se citește cu plăcere, fiindcă pătrunde, cum spuneam, în mecanismele puterii de societatea românească. Dictatura este dezvoluită fără reticență. Gesturile lui Ceaușescu sunt reconstituite așa cum erau ele, mânioase, furibunde, grăbite. Pretențiile doamnei sale sunt sugerate cu mare plasticitate. Vizita familiei Ceaușescu la bord are și ea un aer de călătorie quasi comică cu pretențiile dictatorului nostru. În schimb, vizita în țară a unui cancelar german a dat satisfacții mai mari. Există în acest volum de memorii
gesturi amănunte de o mare semnificație, pe care îl vedem pe Ceaușescu așa cum era, cu gesturile lui, cu nebunia lui, cu grandoarea lui, cu totul exagerat. Oamenii aceștia apar unii ca niște insecte, alții ca niște făpturi umane. Mă gândesc la conversația cu Bornăraș, la conversația cu Maurer, care conțin rânduri sau pagini diferite, tențele respective, dar mai ales la discuțiile pe care le-a avut cu Ceaușescu și pe care nu l-a amenajat niciodată, decât orice le-a descum, pădubiri pentru război. Există un spirit realist bornom în această carte. Un realism amuzant, frumos și prevenitor. Mecanismele societății românești sunt desfăcute în toate amănuntele. Societatea românească este analizată în monstruozitatea ei, dar fără ură și mânie, cum spuneam. Din potrivă, poate chiar cu anumită bonomie și umor. L-am cunoscut bine pe domnul Eugen Wigner, am avut multe discuții personale cu el, am văzut cum gândește și despre noi și despre alții. Eram un om extrem de agreabil și cultivat. Scriitorul acesta, care l-a avut ca model pe Thomas Mann, a făcut o treabă literatură intelectuală în proza sa, care va rămâne o proză memorabilă și în cultura română, dar mai ales în cultura romană, germană, unde va ocupa pagini de neuitat în istorie literară. Din toate aceste motive și pe această cale, îl felicit pe domnul Eugen Wigner pentru cărțile domnului sale, pentru volumul acesta superb de memorii și doresc sănătate în așteptarea cărților care va scrie la anul viitor, când împlinește o anumită vârstă rotundă, mai mare și foarte frumoasă. Mulțumesc! Domnul Burezeanu, suntem colegi de generație, o generație mai tânără. Nu l-am cunoscut nici tu, nici eu, eram de vârstă școlare, când domnul Wickert era ambasador în România. Emil Burezeanu a trăit însă mai târziu în Germania, la München, la Europa Liberă. O bună cunoaștere a relațiilor româno-germane, vreau să spun și a clasei politice și diplomatice germane. Și cred că mult mai mult decât atât, în cartea mult mai amplă publicată de domnul Wickert, în Germania. Vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul care ne unește aici. Mulțumim organizatorilor, ilustrilor invitați, traducătorului Alexander Online, pe care cred că nu l-a uitat nimeni, și unui public atât de larg, interesat de apariția unei cărți de amintiri din anii contemporan cu care suntem încă. Eugen Wigert este, care va împlini la anul 100 de ani, este un personaj legendar în Germania, pentru că nu seamănă decât cu Ernst Jünger, care a trăit pe 105-106 ani. 90 va împlini. Oricum este 100 de ani, cât și 90. De când ori a venit vorba despre o să explic confuzia. De când ori a venit vorba în ultimul timp, despre el cu prieteni comuni sau cu oameni care s-au venit să-l invite la Țara Cărții în România, mi s-a spus la aproape 100 de ani, nu mai răchet de un venit în România, pară. Deci este un om care a trăit foarte mult, biologic. Este un om care a început ca secretar de ambasadă, Rundfunk secretar, cred că se numea funcția cea mai de jos într-o ambasadă germană în perioada interbelică, în China, în Japonia. Are studiile cele mai bune cu putință, adică studiază la Heidelberg
în filozofia, e doctor în filozofie. El este un prieten apropiat, de exemplu, cu cel care a fost maestru și doctor față cu studenții, adică părinte, cel care a dat doctoratul postului ca acela Helmut Kohl și el însuși, o legendă pentru timp. Este apoi student în Statele Unite, unde studiază științele politice, lucru neobișnuit pentru acea vreme, pentru un diplomat european clasic. Face apoi un arc peste pământ și trăiește în Extremul Orient, abandonează după război diplomația, devine un scriitor proletar, unde îi cunoaște la Heidelberg și apoi la Düsseldorf, pe scriitori ca Gras, Arif Böhl, nu face parte din aceeași familie. N-a fost niciodată un scriitor a cărui literatură să fie avut o legătură directă cu epoca sa. A fost un om al paradigmelor, al culturii clasice și al umanismului, zicem, atemporal. Nu este unul dintre scriitorii diplomați, eventual cel mai bun scriitor între diplomați și cel mai abil diplomat între scriitor, așa cum s-ar putea spune. Este un diplomat de carieră strălucită, este unul din primii proiectanți ai celebrei postpolitic, care este politica germană de extindere în relațiile dintre Republica Federală, Germania, Uniunea Sovietică și țările din Sărbia Europei, dintre care îndeosebi România, și aflăm aici de mai multe ori de ce îndeosebi România, este apropiat de creștini democrații care lansează această politică de destindere, chiar dacă între timp, din câteva de motive, ea este pusă în meritul, este meritul ei, este atribuit doar stângii și lui Willy Brandt. Apoi devine ambasador la București, unde stă foarte mult, peste 3 ani, 6 ani, un ambasador de vremea aceea stă pe 3 ani. În sfârșit am ajuns ambasador în țara despre care a scris cel mai mult, pe care probabil a înțeles și pe care a plăcut. E un om care cunoaște mecanismele politicii europene, în construcția instituțională, în Uniunea Europeană, în NATO, apoi în tot ce se întâmplă în Germania Federală, care devenise deja un miracol economic, dar căuta expresie politică, contribuie foarte mult la legăturile acestea care aveau să facă postpolitic. Cartea sa, una dintre multele lui cărți, este o carte de mai puțin de amintiri, cât de analize istorice personale, dacă vă spun așa. Adică aici am putea include și dimensiunea analitică, de care n-a scăpat nici în literatură și pe care a avut-o în mod obligatoriu în diplomație. De altfel, citind din notele diplomatice, unele dintre ele prezente în această carte, descoperim pagini de literatură sau fragmente de literatură. Istorică, pentru că totuși avem de-a face cu o retrospectivă istorică. Cartea începe la Heidelberg, bineînțeles, în studenție, și se termină la București, odată cu părăsirea României, în avionul care duce de la Otopeni la Franța. Dacă citim prinsul acestei cărți, e ca și cum am privit tabla indicatoare de un vagon de lux al Orient Expressului. Heidelberg, Bonn, Londra, Paris, București. Jumătate din carte este perioada neomânească. Atât. Toate celelalte experiențe, toate celelalte etape în cap, în mai, ceva mai mult decât jumătate. Asta înseamnă că experiența lui românească, primului post de ambasador, probabil l-a marcat și mai mult. Vom înțelege de ce și prezentările de pe coperta ediției germane și în toate recenziile importante care, pe care s-a bucurat cartea în Frankfurt, în Allgemeine și în alte părți, fragmentele despre România sunt citate cel mai adesea. 1971, când ajunge Hitler la București, este un an destul de nefericit pentru români, un an în care începe un fel de mini-revoluție culturală, încet, încet
ea avea să se săvârșească, din fericire nu întru totul, așa cum reușise să în China, de unde fusese inspirată. La București ajunge un scriitor și un umanist care, în mod natural, cunoaște scriitori și artiști. Îi cunoaște repede pe toți mari pictori români, Corneliu va mai face portretul, de altfel. Cunoaște profesorii la universitate, ține mult la scriitorii români cu experiențe personale interesante, cum este Sasha Ivasiuc, care se mărturisește mai multe rânduri, găsim această confecțiune în carte, privind anii de închisoare. Îl admiră pe Fărmuș Neagu, în casa căruia merge cu prieteni de la o zi, de la oră la alta, invitați la telefon, la masă. Se bucură mult de talentul, pur și simplu de talentul lui Nichita Stănescu, pe care el și soția sa, Franz, cum o numește el Leon Carter, au petrecut mult timp împreună. În sfârșit, face imediat o diferență între imensele resurse intelectuale ale interlocutorilor de români, când e vorba de lumea normală, de lumea politică, și capacitatea lor de a suporta nefericirea comună întregii societăți și umilințele la care acești oameni își dă seama destul de repede, sunt supuși fără încetare de oficialitate și de întregul sistem. Un animal întrebări ale cărții, rămasă fără răspuns, dar poate răspunsul este pentru noi, este cum oamenii atât de interesanți, comparabil oricând cu confraților din Occident, oameni care vorbesc mai multe limbi, care au o cultură estetică și o pricepere culturală remarcabilă, acceptă să scrie doar cărți permise de regim, deși ar fi mai talentați, ar fi mult mai capabil să scrie cărți și mai interesante, și fac o distinție atât de surprinzătoare pentru un om care vine din lumea liberă, din vechea Europa, între ceea ce este un scriitor în viața lui particulară sau profesională și ceea ce este același om atunci când are relații cu puterea și cu semnele lui în societate. Cele mai bune gânduri se îndreaptă spre oameni normali. Personalul reședinței de pe Chiselev este format din provocatoria să se soaită din Transilvania cu nații ei, oameni care în tinerețe fusese deportați în Rusia, în Ucraina, la mine, după 1945. Apoi are de-a face cu reprezentanții scăpați ca prin minune și de închisoare și de mizeria cea mai crudă și de anonimat ai vechii burghezii, de exemplu, un capitol despre un burghez neșteșugat original în centrul Bucureștiului. Are foarte multă înțelegere pentru felul de a fi al românilor, pentru poziția lor originală în istorie. Și pornește mai ales în tot ceea ce face și în relațiile lui particulare cu artiștii pe care îi regește atât de mult, în compania lor se simte atât de bine, și în relațiile cu oficialitatea, pe care de cele mai multe ori o detestă fără niciun fel de rezervă, începând cu Ceaușescu, dar cu nuanțe. Și este foarte interesant, așa când vine vorba despre Bodnăraș, pe care prețuiește pentru sobrietate, pentru felul cum vorbește limba germană, pe Maurer, la care apreciază imediat vițul subțire, rapid, ironia cu care răspunde adesea lui Ceaușescu, distanța din instrucție care îl separă de Ceaușescu. Nu uită să vorbească în fiecare dată de cine oameni fiind și suferi. Are tot timpul, citim tot timpul printre rânduri, dar uneori și chiar în rânduri, ideea că Germania trebuie să dezvolte relațiile cu România așa cum arată ea atunci. De ce? Pentru că e singura țară care a făcut un pas alături, înapoi sau înainte, un îndepărtat față de ortodoxia comunistă sovietică. Știe că nu e totul adevărat. Știe că poate fi și o farsă, poate fi și o scenare. Dar în orice caz, din discuțiile cu oficialitățile românești, din discuțiile cu oamenii, din ceea ce înțelege el văzând cum merg lucrurile în jur, ajunge la concluzia că antisovietismul, să zicem, poziției românești, este real. Aici vorbim despre
că analiză pe care o faci la nivelul întregii societăți. Și că această poziție trebuie neapărat sprijinită. Pentru că alternativa ar fi înlăturarea de la putere a acestui ins primitiv, extrem de mediocru, rece, fără nicio legătură cu problemele adevărate ale țării sale și ale românilor, care este Ceaușescu, pe multe ori vorbește așa. Vorbește chiar și mai rău despre Dina Ceaușescu. Dar dispariția acestuia susține el și poate e de discutat. Pentru că nu se discută niciodată așa în România de către români. Fie comilitorii lui Ceaușescu, criticii lui mai vechi sau mai noi, despre adevăratul Ceaușescu sau adevărata fișă a acestui regim. Se vorbește mereu din interese partizane, desigur, cu multe prejudecăți și cu ură, pe dos, față de, cum spunea profesorul Munteanu, că procedează vică. Nici n-am putea, poate, să facem așa, deși ar fi de dorit că la 15 ani, cu distanța academică și care ne-a dat apartenența la NATO și apropierea din Uniunea Europeană, să avem o imagine mai clarificată asupra acestor insule pozitive, să zicem, care fac parte din real politică, să le înțelegem. E vorba de un ambasador al unei țări foarte influente, economic, cu o influență politică în Uniunea Occidentală importantă, o țară însă cu mari probleme, pentru că la granița care o desparte de jumătatea ei furată de ruși, se găsește cea mai mare armada din istorie. Este o țară care vrea să găsească parteneri în Europa de răsărit și care n-ar vrea să fie doar exploatată și furată, așa cum gândește Vincăr, ar vrea Ceaușescu să procedeze. Și când e vorba de reparațiile postbelice pe care Ceaușescu le cere fără cetare, și când e vorba despre împrumuturi cu dobânzi mici pe care le cere Ceaușescu degeaba prin Vincăr cu Willy Brandt, când e vorba mai ales despre emigrarea, respectiv expulzarea sau vânzarea sacilor și jvalilor. Una dintre informațiile epocale pe care le avem în această care este pentru că prima oară din partea unui oficial german, în cunoștință de cauză ce se întâmplă atunci în România, stă de între 71-76, iar vânzarea sacilor și jvalilor începe, să zicem, în începutul anilor 70, printr-o înțelegere la nivel secundar între un secretar de stat german și doi ofițeri de securitate din serviciile speciale care aflăm aici cum procedau. E foarte interesant, pentru prima oară când aflăm negru pe alb cum se proceda. Existau 4-5 categorii pentru copii, pentru studenți, pentru meșteșugari și țărani, pentru oameni cu pregătire superioară. Prețul pe cap ajungea la 11.000 de mărci pentru cei care emigrau cu studii, nu? Banii erau remiși jumătate cash, jumătate în valize, cu selele numerotate, iar ofițerii, reprezentanții lui Ceaușescu, luau banii de la Bonn, dintr-un sediu al oficialității statului german și îi duceau în Elveția. Seriile erau cunoscute în bancnote de 1000 de mărci, seriile erau cunoscute și, bineînțeles, că se dă înțeles aici, nemții au umblat tot timpul după ce le deau banii ăștia oamenii lui Ceaușescu, după seriile respective, vreau să identifice cum circulă banii. Și niciodată acei bani nu au mai fost descoperiți, dacă am înțeles bine, aflând de aici. Deci e un adevăr interesant și pentru noi astăzi. Adică nimeni ne-a folosit vreodată în comerțul vilă. La fiecare 10.000 de nemți emigrați, vânduți, Ceaușescu mai primea cadou încă 1.000.000 de lei. E prima oară când, până acum, vă bănuia, se vorbea, erau tot felul de supoziții sau referințe, inclusiv în memoria lui Schmidt, mentioned Mechte, nu? Inclusiv în memoriile lui Genscher, toate fac referințe, conțin scene destul de colorate despre întâlnirile lor cu Ceaușescu, dar nu se intră în amănunte. Aici avem clar radiografia acestui deal foarte rușinos. Pentru ambele părți. Și foarte păgubitor pentru România de astăzi, pentru că în măsura în care indivizii germanii noștri s-au salvat personal cu copiilor eventuali și cu urmașilor, o întreagă minoritate, un regrup german a dispărut. Nu mai anunță la 800 de ani de istorie pe urmă acesta. Contribuția cea mai interesantă a cărții cred că vine însă de la felul în care apare Ceaușescu, un personaj care vânează, care primește oaspeți,
stă la masă cu Helmut Kohl, cu Kurt Biedenkopf, cu cancelarul Brandt, călătorește în Germania, e frică de elicopter, la prima furtună odată când merg cu elicopterul de la, de la Hamburg la Bremen, parcă când se avionul se întoarce la Bonn, începe să plouă, se uite la ceas, se privește la față, ca un fricos, un om laș, observă imediat autorul, un om grăbit, un om care nu l-a ascultat niciodată pe interlocutor, are însă de fiecare dată analize extrem de diferențiate, ceea ce vine romancierul, vine romancierul în funcție. Adică niciodată nu înlătură cu un singur gest personajele negative de o parte, sunt de cealaltă parte personajele pozitive. Așa ceva nu există nici pentru romancier și nici pentru acest martor al epocii noastre. Felul în care Ceaușescu procedează, de exemplu, la reuniunile diplomatice, când îi invită pe ambasador la vânătoare și după aceea organizează o spețe safarice cu ei, punându-l pe ambasadorul american, se fotografiază alături de ambasadorul nord-corean în timpul războiului din Vietnam și în timpul războiului, așa, împotriva dorinței lor. Toate astea sunt scene mișcate cu reținute cu un simț de observație extraordinar. Faptul că diferențiază între bonzii comuniști se pare iarăși interesant. Nu doar diferența de Ceaușescu, Maurer și Comunaș, care nu mai putea demonstrată, există aici, dar funcționarii Ministerului de Externe, înalții funcționari, erau mulți viceministri, Gliga apare foarte des aici, un vechi exponent al sistemului de afaceri externe. Faptul că între Securitate și Ministerul de Externe, respectiv între Ministerul de Interne și Ministerul de Externe, lucrurile nu funcționau deloc. Oamenii de la Ministerul de Externe erau adesea supărați și porniți împotriva securiștilor, care încălcau regulile. Adică în momentul în care ambasada germană cerea o viză pentru cineva, cu sprijinul lui Marcovescu, care era de multă vreme atunci, în începutul perioadei de vică în România cu Ministerul de Externe, Ministerul de Externe se pregătește să dea răspunsurile, serviciile secrete, securitatea, de totul peste care. Marcovescu apare într-o lumină interesantă, scriitorul, estetul, eseistul, spune Vică, care vorbea bine francezește și englezește, și care nu îndrăznește să scoată un cuvânt, la început, când se cunoșteau mai puțin, împotriva lui Ceaușescu, dar cu timpul, din tot felul de discuții, reiese cât de mult știa pe ce lume trăiește. Deci, e o relatare apoi în observații mici, dispersate, procedează în această carte, așa ca în romanele despre care vorbeam domnul Munteanu, adică se citește foarte repede, foarte ușor, toate cărțile lui sunt extrem de plăcute, și dispoziția grafică a, pe capitole și subcapitole mici ne ajută asta. E vorba, la un moment dat, de Paul Niculescu Virgil, care e invitat undeva prin vizitei lui Biedenkopf, pe care era secretar general al partidului de opoziție, de atunci partidului Nicol, la Creștinii Democraților, și care spune lui Bicăr, păi sunt și eu invitat, Bicăr nu-l văzuse pentru că n-am mai reținut numele de mizin pe lista de protocol. Deci de unde sunteți? Nu văd mizin, ci mi-au luat numele. Îi luaseră numele. Mizin o săptămână înainte, nu mai avea voie să rămească și mizin. Bicăr reține chestia asta, zice, acestui om i-au luat numele și continuă să slujească pe Ceaușescu. Așa s-a întâmplat cu majoritatea românilor, cu majoritatea prietenilor mei, intelectuali, scriitori. Elitele sunt mai responsabile decât ceilalți cetățeni. E o țară, spuneam un profesor Munteanu, descrisă balansat, pe care Vicăr o iubește, prin reprezentanții ei, cum se spune, dar în care Vicăr este uimit până în ultimul moment de dominația minciunii și a dublului joc. Interesant că în anul când a apărut cartea aceasta în Germania, la DTV, în anul 2001, în Elveția apăreau memoriile ambasadorului elvețian la București între 1900,
1939 și 1945, care a stat în România aproape la fel de mult, atunci mai mult de frică, în timpul războiului. Un domn care se numește René Devec și care era docent, profesor universitar la Geneva și care are în mare aceleași concluzii legate de atunci. O singură observație, o singură secvență. De exemplu, vede pe Cafencu cu soția lui în 1939, târziu, în septembrie, la mare, pe plajă. Și descrie scena asta, e vorba de René Devec, nu? Ca pe un fel de idilă, sau așa îi se prezintă cel puțin de pe plajă de la Mamaia, de la Hotelul Rex. Ca pe un fel de idilă în care toată lumea românească bună, e liniștită și așa cu încredere în sfârșitul unui război, care nu are legătură cu noi, din care noi nu avem decât de câștigat și mai departe. Și el reține asta, că nu trece la memorie, cât de mult idilele astea pe care românii și le-au avut o înșenează uneori, nu doar în acolo cu străini, ci chiar cu ei înșiși, cât de distrugătoare sunt până la urmă. Devec, de exemplu, când pleacă în România în 1945, în alte condiții, din rușii, vine pe Tudoza și el e chemat în Elveția, spune, abia aștept să plec din această țară în care domină minciuna. Iar Franz, soția lui Hitler, din avionul care duce spre București, spre Frankfurt, de la București, la sfârșitul perioadei de ambasador aici, spune, lăsăm în urmă doar nefericire și suferință. Vickert are însă foarte multă înțelegere pentru sursele acestei suferințe. Crede ceea ce poate fi discutat, dar în principiu este adevărat, că România sub Ceaușescu, atât de rău cât românii, în ciuda acestei situații, trebuie sprijinită de guvernul german și de Occident, atâta vreme cât prezintă ceea ce el numește, folosind o formulă diplomatică formalizată, nuisance value, adică valoare de prejudiciere în raport cu Imperiul Sovietic, face o analiză foarte interesantă, deși ea nu este compactă, e răspândită de-a lungul cărții, pe care noi o credem astăzi puerilă, lozincaldă, poate situația care creează această analiză, pentru noi mai degrabă neinteresantă, spune dacă România ar începe să se vede cu Ungaria, de exemplu, sau s-ar vorbi aceeași limbă, suntem în 1970, deci în an de real comunist normalizat și în Cehoslovacia și în BDG și în alte părți, atunci Tito ar rămâne cumva singurul care partea lui de sud-est Europa mai spune ceva împotriva rușilor, iar rușii ar aduce unul poate mai educat în loc, poate mai bun, mai prezentabil, dar ar fi mai rău pentru România și pentru relațiile noastre și pentru echilibrul european. Toate astea sunt de discutat. Cartea, în sfârșit, este interesantă și pentru germani. Pentru că e vorba aici despre duplicitatea oficialităților germane în vizită la România. Despre felul în care procedează oamenii de dreapta, oamenii de stânga, despre micile intrigi între ei. Despre faptul că Biedenkopf glosează, de exemplu, împreună cu un profesor american, Griffiths, la ambasadorul Statelor Unite acasă, Henry Barnes, despre convergența sistemelor, foarte satisfăcut de faptul că într-o bună zi, de fapt, lumea occidentală va asemăna cu lumea comunistă și, în definitiv, lucrurile stau destul de bine. Observă cu atenție ce se discute la întâlnirile între Brandt, foarte rece, politicos, dar foarte rece cu Ceaușescu, Schmidt, destul de convins că are în Ceaușescu un personaj respingător, sau Kohl, care vizitează Bucureștiul pentru 24 de ore, împreună cu soția și 20 de zile aici, ca lider al opoziției în 1976, este invitat la masă și le excită pe Ceaușescu, îl face pe Ceaușescu mai vesel și mai vorbăresc pentru că știe să asculte și să-l provoace. Aflăm, de exemplu, Kohl, viitorul cancelar împreună cu soția și suita au făcut o plimbare de neuitat pe străzile Bucureștiului. Deci, e interesant și pentru germani. Pentru că și ei aveau un comportament și diplomatic și uman complex în perioada respectivă. Aflăm, de exemplu, că la un moment dat la Wolfsburg, sau este sediul lui Volkswagen, Ceaușescu vine cu fica și cu soția și cu fiul, cu Nicu, directorul general al fabricii oferă
îi oferă unicul de, de patru ochi, așa la ureche, un Forza de sport, de capotabil, și vezi la treaba se opune, spune că ar vrea un Audi. Ar vrea un Audi, au zis că asta e ceva mai interesant, dar trebuie să spune, atunci nu mai primim nici Volkswagen. Care este interesantă pentru noi, e probabil cea mai interesantă și mai nuanțată, mai balansată mărturie despre acest regim, într-o perioadă, să zicem, nu căzuse șacul, deci nu intrase în criza economică de așa după la colaps, la începutul anilor 80. Era o perioadă de post-destindere, mai veneau președinții americani la București, România mai conta încă pe harta relațiilor est-vest și românii încă nu cunoscuseră mizeria cea mai mare. Dar tocmai din acest motiv, cred că în această perioadă de interstițiu, de interlunism, să zicem, între ce fusese o mică speranță la sfârșitul anilor 60 și ce avea să devină o gravă certitudine în anii 80, e cea mai interesantă mărturie pe care a scris-o cineva. Aici punem la grămadă și pe români și pe germani și pe toți ceilalți parteneri ai noștri din NATO și din Uniunea Europeană. Mulțumesc, Mihai Vrezeanu. Vă mulțumim că ați participat la întâlnirea noastră. Emil a vorbit puțin cam lung, dar foarte interesant și pentru cei care nu au apucat încă să citească fie ediția germană, fie în traducere secțiunea despre România, a fost o excelentă ocazie de a avea o idee, de a primi o serie întreagă de detalii, de vantai de teme, de scene, de personaje, multe detalii foarte interesante. Mulțumesc, Emil, foarte interesant, chiar dacă zic că am din cauza asta am intrat într-o mică criză de timp. Îi vom asculta puțin mai târziu pe doamna Daniela Tomescu, directoarea editurii Fundației Cipriana Libra, domnul Alexander Ronai, dacă vrea să spună și ceva ca traducător, dar vom face acum legătură telefonică cu domnul Erwin Dicker, care așteaptă să primească din partea noastră un semn de viață și vom putea dialoga cu domnia sa. Se pot pune întrebări, se pot face mici comentarii pe care, într-o manieră, cum să-i spun, artizanală, improvizată, o să reușim să le transmitem către domnul Victor. Pe difuzoare din sală se va auzi ceea ce domnia sa ne spune și cred că după ce voi adresa câteva cuvinte, am să rog pe Sorin să traducă totuși, pentru că mi-ar fi greu să continui să preiau eu. Am Henrichert, Wider Arkaduriu Schillerhaus. Din nem este Herr Lecter am aparat ei, der moderator de Anfasia. Guten Tag, Henrichert. Guten Tag. Also, ich bin Bogdan Lefter, ich bin Literaturkritiker und Professor an der Universität Bukarest. Meine deutsche Sprache ist nicht gut genug und damit werde ich unser Übersetzer bitten, alles weiter zu übersetzen. Ich werde Ihnen nur erst sagen, dass wir sind hier sehr viele Leute. Ich weiß nicht genau, mehr als 100 Leute oder mehr. Mehrere Zimmer sind voll hier. In einem winzigen Saal. Im Schiller Haus. Ja, und wir haben bis jetzt Herr Botschafter Gruber hier gehört. Und danach zwei Leute haben über ihr Buch gesprochen. Das war der Herr Professor Romul Munteanu. Der vormalige Direktor der Verlag Univers. Ja, genau, Sie erinnern sich sehr gut. Und Emil Vrezeanu, der an der Freie Europa Rundfunk in München in die 80er Jahre gearbeitet hat. Und jetzt werde ich unser Übersetzer fragen, beten, dass er wird weiter für ihn übersetzt und wir werden erst hoffe ich etwas von Ihnen hören,
was Sie uns zu sagen jetzt heute haben. Ja, bitte schön. Ja, guten Abend. Wollten Sie etwas von mir hören, dann will ich Ihnen zuerst sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich den Abend bei sich in dem Schillerhaus eingerichtet habe. Und ich will vor allem auch danken meinem alten Freunde Romul Monteanu. Ich freue mich, dass ein Herr des Außenministeriums erschienen ist. Ich freue mich, dass auch mein Nachfolger, Herr Botschafter Gruber, anwesend ist. Und ich hoffe, dass er dieselben großen Freuden in seiner Botschaft und in seiner Station erlebt, in dem Zusammensein mit dem rumänischen Volke und mit seinen Menschen. Un diplomat ambasadorului Gruber la București, era îi doresc ca în timpul misiunii domniei sale la București să ajungă să aibă o cooperare fructuoasă cu țara și poporul dumneavoastră. Es war die Zeit des Kalten Krieges, 1971 bis 1976 war ich in Bukarest. Wir waren in zwei völlig verschiedenen Systemen organisiert und meine Arbeit war auf der diplomatischen Ebene nicht gerade leicht. Aber all das wurde ausgeglichen durch die Bekanntschaft mit sehr vielen Rumänen. Vor allem der Intelligenzia, aber bitte könnten Sie erst einmal wieder weiter übersetzen. Ja. Desigur, atunci când veți citi cartea mea, v-aș ruga să o faceți rememorând faptul că ne aflăm în cu totul alte timpuri decât cele de astăzi. Era vremea războiului rece, m-am aflat la post în București în anii 1971 până 1976. Era vorba de două sisteme complet diferite, sisteme politice, care se află într-o coliziune. Astfel că activitatea mea diplomatică nu a fost tocmai ușoară. Ca o compensare a dificultăților întâlnite, a venit cunoștința, cunoașterea multor intelectuali români. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu vielen Vertretern ihrer Intelligenz gehabt. Da waren nicht nur die Schriftsteller, die häufig bei mir ein- und ausgingen. Herr Monteanu, Sie werden sich erinnern an die Freundschaften, die ich mit Alexander Ruiracio, mit Brebern und vielen anderen Schriftstellern gehabt habe. Ich habe Livio Cellini und Cernesco, den Regisseur, und Petillier kennengelernt und habe viel von ihrem sehr guten Theater profitiert. Es waren Wissenschaftler, vor allem Althistoriker, da ich mich sehr für die Antike interessierte, der Nestor von allem, Pipidi, dann der Historiker Iliescu, dann der junge Historiker Petre Ceaușescu, der aber stets meine Einführung sagte, mein Name ist Ceaușescu, habe keine Verwandtschaft. Die letzte Frage habe ich verstanden. Ja, wenn er sich vorstellt, sagt er, mein Name ist Ceaușescu, habe keine Verwandtschaft. Aș dori să menționez aici relațiile foarte strânse pe care am avut cu mulți reprezentanți ai inteligenței românești.
Este vorba atât de scriitor, l-am amintit aici pe prietenul meu, Romul Munteanu, dar și de Alexandru Ivasiuc, Breban și alți scriitori. Apoi am cunoscut artiști din alte domenii, l-am cunoscut pe Liviu Ciulei, l-am cunoscut pe Cernescu, pe Lucian Pintilie. Am avut ocazia să merg de nenumărător la Teatrul Excelent existent în România. Am cunoscut apoi oameni de știință. În special am avut contacte cu istorici dedicați studiului antichității. Îl amintesc aici pe Nestorul istoricilor români, Pipiti, dar și de istoricul Iliescu și mai tânărul Ilie Ceaușescu, care spunea că Iorghe Ceaușescu, care spunea întotdeauna mă teamă Ceaușescu, dar nu sunt rudă cu dictatorul. Als ich es mir vorgestellt hatte. Aber wenn
ich auch heute über die schwierige wirtschaftliche Lage, auch über die politischen, nicht sehr leichten Verhältnisse in Rumänien orientiert bin, so hoffe ich doch, dass in den nächsten Jahren in der Weiterentwicklung des neuen Europa auch Rumänien sehr bald den ihm gebührenden Platz findet. Ja, bitte. Am urmărit evoluția României și după încheierea misiunii mele ca diplomat în România, pentru mine a fost în urmare un prilej de bucurie scăderea regimului Ceaușescu. În continuare, sper că România se va adapta cât de curând posibil la noile realități europene, deși, într-adevăr, și eu am putut constata că drumul este mult mai greu decât ne putem închipui la început. Desigur, cunosc faptul că situația economică din România este dificilă, știu că și situația politică nu este tocmai ușoară, cu toate acestea sper că în următorii ani România să evolueze pe calea normală și să își ocupe locul meritat în Europa. Ich möchte zum Schluss Herrn Ronay danken für die Übersetzung des Buches und hoffe, dass es möglich viele Leser findet und dass sie sich mit dem Inhalt auseinandersetzen. Es wird sicher viele Leute geben, die Zeit anders erlebt haben als ich, aber es ist wenigstens ein Vorteil, wenn die rumänische Jugend von heute sich mit der Geschichte ihres Landes auch in einer schwierigen Zeit beschäftigt. Denn wenn man die eigene Geschichte nicht kennt, lebt man unbewusst wie die Tiere weiter. Goethe hat einmal gesagt, wer sich von 3000 Jahren nicht weiß, Rechenschaft zu geben, wer sich aus davon erinnert und wer sich die nicht kennenlernt, der bleibt im Dunkeln sein ganzes Leben und wird nie zu einem Bewusstsein als Mensch kommen. Ich wünsche also sehr, dass mein Buch Anregung gibt, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen und dass das eine Anregung und auch eine Leiter zu einer größeren Verständigung, geistigen Verständigung auch mit dem übrigen Europa gibt, das sich über die Zeiten des Totalitarismus hinweg entwickelt hat und einer neuen großen Zukunft entgegengeht. Ich möchte ferner allen Mitarbeitern des Schillerhauses und nicht zuletzt Ihnen als Dolmetscher herzlich danken. Să mulțumesc domnului Ronay pentru traducerea cărții mele și sper că versiunea românească va avea cât mai mulți cititori. De asemenea, sper că veți analiza conținutul ei, că vă veți preocupa, veți discuta conținutul ei, pentru că sunt convins că există oameni care au trăit aceeași perioadă în mod diferit sau care au o percepție diferită asupra aceleiași perioade. Există un avantaj în preocuparea pe care o dedicăm trecutului, fie și mai recent, al unei țări, pentru că atunci când nu cunoști trecutul, nu ajungi să trăiești conștientizându-ți condiția umană, ci trăiești la nivelul inconștienței animalice. Există și un citat din Goethe în acest sens, care spunea că cine nu se preocupă din de 3 ani asupra trecutului său, că prin această carte vom parcurge și o apropiere spirituală de Europa dincolo de perioada
perioada de totalitarism pe care a parcurs-o continentul nostru și ne îndreptăm către un viitor comun și cu o spiritualitate comună. Mulțumesc și tuturor celor organizatorilor de la Schiller House care au făcut posibil acest eveniment. Also, wir danken Ihnen sehr und ich glaube, dass jetzt ich werde Ihnen Frau Liu für den Abschied wiedergeben. Ja? Danke, danke sehr. Ich danke Ihnen auch für alles, was Sie getan haben. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Gruppe und für was Sie uns hier gesagt haben. Einen Moment. So, noch einmal vielen Dank, Herr Schubert. Und wir werden weiter in Kontakt bleiben. Das ist sehr schön. Ich danke Ihnen auch für alles, was Sie getan haben. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Am avut și momentul nostru tehnologic de comunicare la distanță și cred că domnul, ce ne-a spus domnul Vickert a fost foarte interesant, foarte plăcut. Ați văzut că domnia sa vorbește încetinit ca la 90 sau 100 de ani, dar își amintește foarte bine, n-a fost nevoie să spun eu editura Univers, pentru că deja după ce pronunțasem numele domnului profesor Romul Munteanu, domnul Vickert a spus singur Univers înaintea mea cu o secundă, amintindu-și foarte bine de dumneavoastră și făcând referire la noastră ca la un prieten în perioada șederii sale în România. Nu cred că are rost să fac și eu un discurs, un lung discurs de analiza cărții. Cred că e o carte extraordinar de interesantă pentru noi din multe puncte de vedere. Spuneam la început de tot că e o carte specială. Cred că pe lângă lucrurile deja spuse, s-ar putea adăuga și altele. În ce privește pe Emil Murezan, el a făcut mai mult o descriere și o analiză a cărții din perspectiva dintr-o perspectivă, i-aș spune, istorică și politică, în primul rând. Cartea este, firește, întâi de toate, cartea unui diplomat, deci a unui, a unei personalități care s-a aflat aici, în România, într-un sistem politic și reprezentant al unui sistem politic. Este în același timp, cum s-a spus, cartea unui scriitor și cursivitatea cărții, bogăția de detalii, observațiile foarte interesante, interpretările psihologice, intuițiile pe care ambasadorul Vickert le presară de-a lungul multelor pagini despre România, trădează la fiecare pas scriitorul, intelectualul, omul de cultură. În acest plan, perspectiva mea ar putea fi și perspectiva lui Emil Murezeanu, atunci când va vorbi, a vorbit ca scriitor și nu ca istoric sau analist politic. E, cred, o perspectivă destul de diferită de a domnului profesor Munteanu, de a altor personaje ale lumii literare și culturale care apar în carte. Pentru noi, veniți în cultura română ca tineri speranțe de-a lungul anilor 80, ceea ce se vede în această carte este uimitor, șocant, în anumite privințe, pentru că într-un sistem care în anii 80 se închisese mult, atunci, de fapt, a fost adevărata criză a regimului Ceaușescu și nu în anii 70, când începuse politic restabilizarea, dar economic a continuat să fie creștere și chiar și o anumită prosperitate în România până către sfârșitul acelui deceniu. În anii 80, deci, când sistemul se închidea, nici nu s-a fi putut pune problema unor contacte amicale, frecvente și relativ libere între
lumea literară, culturală, intelectuală, tânără a anilor 80, cărora noi aparțineam, și diplomații occidentali în România. În ce mă privește și nu dezvolt, nu vreau să lungesc prea mult lucrurile, dar dau doar acest detaliu. Spre sfârșitul anilor 80 am avut o foarte plăcută vizită la domiciliul meu a ambasadorului olandez de la sfârșitul anilor 80 în România, o vizită clandestină. Ambasadorul Alen m-a întrebat prin intermediar dacă aș fi de acord să mă întâlnesc cu el. Era deja foarte periculos să te întâlnești cu diplomatul, să putea pune problema să mergi în pivniță și să bei vin mai dulce. Și a ajuns la mine acasă, într-un apartament la bloc, după ce a schimbat câteva troleibuze încercând să-și piardă urmăritorii. Cu totul altă atmosferă. Ceea ce vedem noi în carte despre anii 70, în ce privește aceste relații, este, cred, extrem de interesant și probabil că am putea, la rândul nostru, adăuga, intui ce se întâmpla în afara acestor întâlniri. Perspectiva ambasadorului cuprinde doar întâlnirile cu scriitorii, dar probabil că unii dintre ei transmita mai departe ce se întâmplă acolo și ne putem imagina multe alte lucruri despre istoria noastră, nu numai intelectuală, politică, a perioadei. Înainte de a avea o fragmentul de lectură din cartea domnului Vickert, am să o rog pe doamna Daniela Tomescu mai întâi, editoarea cărții, directoarea Editurii Fundației Culturale Libra, și domnul Ion Tomescu era pe undeva pe aici, editura e reprezentată, firește, cum e și normal, la lansarea unei dintre aparițiile sale, cred, cele mai spectaculoase și onorante. O carte specială, mulțumesc. O carte specială, așa cum ați spus și dumneavoastră. Vă spun foarte scurt, dar câteva detalii tehnice. Lucrarea face parte dintr-o serie, dintr-o colecție pe care Rita a dezvoltat-o, colecția de memorii, care poate că nu întâmplător a debutat în memoriile profesorului Domnul Munteanu, în viața de o viață editată. A terminat memoriile unui ambasador comun, unii Constant Vide, din perioada interbelică, profesorul de Cibul Adrian și iată acum Elvin Vicher, și vor urma și alte memorii de fost ambasador, de ambasador și diplomat. A fost o carte specială și este o carte specială și care dată la cărții am lucrat cu totul altfel de alte lucrări. L-am avut alături în permanență pe Romain, care înseamnă Romain și pe profesor. Te mulțumesc și pe profesor. Ceva ca traducător și în acest fel co-autor, în un anumit sens al Emilio Curezeanu a intitulat în cronica publicată în Muzeul Național cartea Ochii Norocoși, nu înseamnă, nu? Havana Letră, bineînțeles, cronica dânsului, cartea încă nu apăruse, era editat, însă nu era înțeput. Și ieri stăteam de vorbă cu profesorul Romul Munteanu și mă întreba sec, de ce Ochi Fericiți? De ce se numește cartea Ochi Fericiți? Haideți să ne spune, haideți să judecăm puțin ce înseamnă Ochi Fericiți, ce înseamnă această metaforă, că aici este o metaforă. Pentru aceasta vă invit, nu am vreo să vă explic în detaliu, să citiți atent motoul din Goethe, care este în această carte, și ultimile rânduri din această carte, și vă veți înțelege ce înseamnă voi fericiți la o metaforă general umană, adică acei ochi fericiți care toți trebuie să-i avem în viață și care noi toți putem să facem ce a făcut el, adică de a avea puterea să privim atent viața din jurul nostru și să ne bucurăm de ea. Cartea, mai spun două cuvinte, are de fapt în versiune românească trei capitole din cartea care este pe masă, în partea domnului Cretelu. Primul și ultimul capitol al cărții, Palatul,
și seara și la mijloc este doar capitolul despre București, cum ați amintit dumneavoastră, o parte consistentă din acest volum de, să nu spunem chiar memorii, de o frumoasă înțelegere a vieții prin privire. Domnul. Proiectăm fotografiile mai întâi. Vom putea vedea, după ce s-a aflat pe ecran aici, portretul ambasadorului Vickers, realizat de armea nostru Victor Clasic, Corneliu Baba. Vom vedea acum fotografii care sunt, care ilustrează memoriile memorialistica despre România a Ernest Vickers. Vreau să citesc eu mai întâi sau cum selectați noastră? Da, deci... Asta este reședința ambasadei germane la București, spre ambasadei germane la Ferdinand Nicolae. La ieșire,
când inele Pilați acum era undeva în grădină și deci nu avea putere să parte, l-a întrebat pe Vicher Cornăraș, dar cred că știți ce veți consemna în raportul oficial. Ce da, despre relațiile noastre economice, despre dezvoltarea relațiilor culturale, despre ceea ce am vorbit noi aici și era vorba acolo de o discuție apropo de Polonia. Nu te-am anunță și ce bine ca să nu puneți pe fax raportul către Germania. La care Vickert îi sună o monedă în cap. A, o să zică faxurile, telefoanele, știa că sunt controlate, dar nu știa că și faxul interspeciale. Faxul nu exista. Era nu știa că și acela putea să fie controlat de către serviciul de securitate. Și a fost o săptămână întreagă o verificare a lor și pe această informare privată de Cornăraș. Alexandru Ivasiuc, cu barba, majoritatea fotografiilor care nu sunt fără. Da, și probabil în grădina ambasadei. Da, Ivasiuc povestea că au spart credință în față când a fost arestat. Și câte jena a pus să se ducă la credință și repare la dura. Și pentru că aveau un spindos și generali credinți erau doamne și interele. A fost foarte cumplit, foarte apropiați în același timp, însă despre Ivasiuc, despre convingerile lui politice, Vickert se detașează și a avut impresia că este inflexibil în ceea ce privea viziunea lui față de comunism. Adică Ivasiuc voia dezvoltarea și a spune Vickert aici, dezvoltarea comunismului, un comunism cu față umană. E foarte interesantă fotografia, pentru cine știe bine despre Alexandru Ivasiuc, un bătrânit cum nu aveam impresia că se întâmplase. Probabil fotografia trebuie să fie din 76, ultimul an al ambasadorului Vickert la București, când Alexandru Ivasiuc scria sau terminase deja de scris Eracul, romanul unei parabole antitotalitare foarte violente. Și probabil, dacă așa e, dacă data e corectă, la rândul lui nu mai aveam unde trăit. În martie 77, Alexandru Ivasiuc a murit la Cremul. Mergem mai departe. Tavane speciale pentru Corneliu Mănescu. Da, e un capitol de o pagină în care este această fotografie, ce se întâmplă? Mănescu, Valeriu Mănescu trase în disgrație. Ceaușescu îl înlăturase și atunci au pus cadă spunare pe piață și se vedea în primul rând, probabil acolo, în zona pieții Dolobani, știu că erau vreo 3 tutungerii, a fost la aceste tutungerii de vânzare tavanele lui Mănescu ca să se arate ce destrăbălare trăia Valeriu Mănescu. De aceea a nici ce tutungerile astea nu a prins generația noastră. Interesante detalii. Mai departe, Nicolae Ceaușescu a ales președinte al Republicii. Asta dacă mă înșel, 75, 74, 74. Puteți trece mai departe. Șel și autor și de la sfârșit. Elena Ceaușescu mai departe în timpul plinei de stat în Germania Federală, în Franț și autor. Puteți ignora puțin așa, singurată.
de vacanță, de la Comandiore, cumpărată pe trei... Credeam că era tot de gaburi, pe trei gaburi pe care le-a făcut din Japonia. După cele trei gaburi, a început să nu am nimic ca să șterg din telefonia, să-și cumpere această casă. Așa scrie pe cel din urmă. Și mai avem două fotografii. Iertați-mă, acele trei gaburi le-a cumpărat cu un sandwich cu ou și, și cu brânză. Ou și cu brânză. Două fotografii din vacanță. Bine. Doamna Vică. Și... Și... Revenită în vacanță. Pentru proiecție și îl vom asculta în continuare pe actorul Oswald Geyer citindu-ne fragmente din amintirile ambasadorului Vickert. Nu știu cum trebuie aranjat microfonul. Veniți aici lângă mine, vă rog. Veniți, vă rog, lângă mine. Stați aici, domnule. Aici unde microfonul prevede. Domnul Oswald Geyer ne citește din, în paralel, da? Mai întâi un fragment în limba germană și apoi în română, sau cum e pregătită? Mă așteptam și eu, Adinau zicea de criză de timp, nu știu dacă criza de timp s-a mai eliminat sau s-a mai aprofundat, am impresia că s-a mai aprofundat. E posibil să se fie agravat, da? Dar cred că rezistăm la, am rezistat și la crizele politice mai mari, da. Am înțeles. Există în carte, vom rezista, cred, și acestei crize de timp. Am tot schimbat semnătările din cărțile astea, pentru că în dezvoltarea acestor discuții mi-a dat seama multe, s-au amintit deja din ce voia de multe ori să mai citesc, unde s-au văzut, unde s-au discutat. Și, sigur, în căutarea unui material adecvat pentru această citire, voiam să confrunt, bineînțeles, originalul cu traducerea, însă am impresia că după această mică criză de timp așa, ar fi bine să mai reducem puțin și să renunț la două, trei povestioare mai scurte, de care s-a amintit oricum până acum, și să mă rezum la această fascinantă istorisire a vânătoarea diplomaților. Că când am citit titlul, zic că, aha, domnul Vickert folosește aici o expresie, diplomații care sunt vânați. Până am citit, zic că, nu, deci diplomații sunt la vânătoare. Și după ce am citit tot pasajul, mi-am dat seama, diplomații la vânătoare au fost și ei la rândul lor vânați. Vânați în domnul Vickert, de inteligența lui, de prezența lui, de integritatea morală. Și am să citesc, pentru început, doar o introducere în germană, ca să continui mai mult în limba română, că am impresia că se înțelege totuși mai bine. Este vorba că deja vânătoarea a avut loc, Ceaușescu împușcase cei mai mulți fazani, 150 de fazani, Emil Botnăraș avea dreptul doar la 100 de fazani împușcați, se viziona totul. Domnul Vickert, cred că am pușcat doar câteva poze, pentru că nu-i mai funcționa aparatul de fotografiat în acea temperatură foarte scăzută. Deci, practic, a vânat doar impresii. Și s-au așezat la masă. Aici deja Ceaușescu mâncase câteva farfurii fără să vorbească un cuvânt. Se pare că a fost foarte flămând și în acea adunare de întâlnire de diplomați a fost normal ca președintele de atunci să se mai uite stânga dreapta, să mai comenteze un fazan altul, dar nu a mai fost posibil pentru că foamea era îngrozitoare. Sar această chestiune, deci l-a mâncat deja. Așa, nach einer Weile,
Und nachdem er eine Weile mit dem griechischen Botschafter zu seinen Rechten gesprochen hatte, Beatrice, wandte er sich mir zu. Er krempelte bildlich gesprochen die Ärmel auf und schon aus seinen ersten Worten konnte man erkennen, dass er sich ein ernstes Thema vorgenommen hatte, über das er Grundsätzliches verkünden wollte. Er begann zu mir gewandt lauter und so, dass auch alle in der Nähe Sitzenden mithören konnten. Zitat: Ich bin für freie Meinungsäußerung, einen freien Austausch von Gedanken und Worten, sowohl im eigenen Land als auch von Land zu Land und zwischen West und Ost. Ich hätte am liebsten, Rickert, wie die Abgeordnete im Unterhaus gerufen, her, her, sagte aber nur, das ist genau die Ansicht der Bundesregierung. Und wenn Sie diese, Ihre Meinung mit gleichem Nachdruck auf der Konferenz in Helsinki vortragen, wird sie sie voll unterstützen. Er: Das freut mich zu hören. Indessen darf die Freiheit auch nicht missbraucht werden. Propaganda und rassistische Hetze müssen unterbunden werden, sonst könnte ein neuer Hitler auferstehen und wiederum von den höheren Rechten der Herrenrasse sprechen. Ich, Wickert, da frage ich mich, wo das wohl der Fall sein könnte, wo Hitler auftauchen könnte. Er: Das braucht keinesfalls in Deutschland zu sein, das wäre auch anderswo möglich. Ich: Bei uns ist das ja auch auf jeden Fall ausgeschlossen. Schon einschlägige Artikel des Grundgesetzes, die eine solche Hetze unter Strafe stellen, stehen dem entgegen. Er: Aber diese Artikel wenden Sie leider nicht an. Da verbreitet zum Beispiel Radio Free Europe, wie pronunziert ihr jetzt das dann, von München, von ihrem Territorium aus täglich Propaganda und Hetzsendungen in rumänischer Sprache. Ihre Regierung duldet das, obwohl sie es verbieten könnte. Ich: Bevor wir uns darüber streiten, sollten wir uns darüber klar sein, was Information und was Propaganda ist. Darin gehen vielleicht unsere Ansichten auseinander. Wenn Sie aber konkrete Beispiele für Hetz- und Propagandasendungen vor Augen haben, teilen Sie sie mir bitte mit. Ich werde sie dann dem Auswärtigen Amt weiterleiten. Er: Ich könnte Ihnen ohne weiteres viele Beispiele nennen. Ich: Dann geben Sie bitte Weisung, dass man sie mir zusendet. Er: Was heißt überhaupt radiofreies Europa? Rumänien ist auch freies Europa. In Klammer: Her, her! Ich wünschte mir einen einzigen, sowohl nach Ost- wie nach Westeuropa ausstrahlenden, freien europäischen Rundfunksender. Ein einziger, der unparteiisch ist und nichts als die lautere Wahrheit verbreitet. Nur Information, keine Propaganda. Ich: Das wäre ein interessanter Vorschlag für die Europäische Konferenz der Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki, und zwar für den sogenannten Korb 3. Wenn Sie ihn dort einreichen, bitte ich Sie, mich auch gleich zum Intendanten des Supersenders vorzuschlagen. Er: Einverstanden, Sie werden Präsident des Senders. Das wollen wir so machen. Ich: Und wie erfahre ich dann die Wahrheit? Er: Und machen Sie sich darüber keine Sorgen. Er kam jetzt auf Rumäniens Verhältnis zu uns zu sprechen. Die Deutschen, sagte er, haben durch ihre Könige Rumänien 70 Jahre lang beherrscht und ausgebeutet. Insgesamt hat Deutschland dabei 30 Milliarden Dollar oder noch mehr Profit gemacht. Da müssen Sie aber noch lange warten. Ich hatte aus meinen Geschichtsbüchern eher den Eindruck gewonnen, dass in den Jahrzehnten, als Hohenzollern auf dem Thron in Bukarest saßen,
viele Milliarden Dollar, 30 oder noch mehr, in die Taschen der rumänischen Bojaren und Besitzer von Gruben und Ölquellen geflossen sind. Er, nein, nein, die Trusts haben das große Geschäft gemacht und alles Geld nach Deutschland transferiert. In den 20er und 30er Jahren haben die USA, England, Frankreich unser Land ebenfalls ausgebeutet und mehr als 8 Milliarden Dollar dabei verdient. Auch das müssen Sie bis auf den letzten Cent zurückzahlen. Sie haben aber den Kaiser Trajan vergessen. Da waren Sie doch eine veritable Kolonie des Römischen Reiches, wie wir übrigens auch. Er, Trajan, ist doch schon lange tot. Ich, die Hohenzollern, auch. Er. Und außerdem haben die Italiener kein Geld, um Trajans Raub wieder gut zu machen. Das Problem der Vermögenskonzentration überhaupt muss einmal gelöst werden. Sowohl die Konzentration im Staat wie in der Gemeinschaft der Nationen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo die reichen Nationen zur Kasse gebeten werden, um die unterentwickelten Nationen zu unterstützen. Sonst revoltieren die geprellten Nationen. Der japanische Bundesreich ist Land, das andere ausgebeutet hat. Japan muss auch bezahlen. Alle müssen bezahlen. Und ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass allein die Bundesrepublik Deutschland mehr Entwicklungshilfe zahlt als der ganze Ostblock? Verzeihung, ich weiß nicht, ob man noch von einem Ostblock sprechen kann. Jedenfalls mehr als alle kommunistischen Staaten zusammen. Eher, was sie zahlen, ist bei weitem noch nicht genug. Jeder Industriestaat muss mindestens 5% seines Nationaleinkommens den Entwicklungsländern zur Verfügung stellen. Nun, wir geben 2%, und das ist eine ganze Menge. Übrigens lässt sich das Problem nicht allein durch Kapitalhilfe lösen, weil viele der unterentwickelten Länder noch nicht so organisiert sind, dass sie das Geld sinnvoll anlegen können. Sie kaufen damit viele Waffen oder vielleicht Waffen, oder es verschwindet in einzelnen weiten Taschen. Einige dieser Länder haben nämlich ihre Art von Bojaren. Im Übrigen können sie einen Anfang machen und gleichmäßige Verteilung des Reichtums in den sozialistischen Ländern in der nächsten Woche auf der Konferenz in Prag beantragen. Auch im Warschauer Pakt gibt es Ungleichheit. Ich gebe das zu. Die DDR zum Beispiel immer an sie beide halten. Sprüche kenne ich schon. Die kleineren Staaten haben am meisten gesunden Menschenverstand. Mehr als der große Sicherheitsrat. Den muss man abschaffen oder ändern. Zum Beispiel, indem man Rumänien darin einen ständigen Sitz als Vertreter der kleinen Nationen einräumt. Maurer. Aber dann gleich zwei Stimmen. Soll man da nicht auch, wenn es einmal soweit ist, Deutschland oder den beiden deutschen Staaten einen Sitz im Sicherheitsrat geben? Nein. Ich bin dagegen. Es sind două pagini foarte interesante, dacă mai dați voie, mai avem de. Deci atunci vă tăiați nodul gordian. Cine va da bani pentru țările subdezvoltate ca România? Ceaușescu râse și nici translatorul nu mai putu traduce mai departe din cauza acestui râs. El, din nou despre Consiliul de Securitate, a trebuit să se excludă toate marile puteri din Consiliu. Eu și China. El, da, și China, toate statele. Lumea trebuie condusă de marea putere a țărilor mici. Deciziile majorității trebuie să guverneze lumea. Eu,
Este o propunere interesantă. Trebuie să conducă majoritatea țărilor mici și sistemul bancar internațional. El, râzând, știu precis unde vreți să bateți. Nu! Sistemul bancar internațional, inclusiv CAER, din cadrul statelor, din pactul de la Varșovia, constituie cu totul alt domeniu. Ambasadorul Cambiotis, cum vreți să impuneți dumneavoastră cu micile națiuni deciziile în lume? Întreba Cambiotis. El, foarte simplu, marele puteri trebuie să dea pe mâna celor mici arma atomică. Dumneavoastră căutați mereu căile cele mai ieftine ca să ajungeți la arma atomică. El, nu. Sunt de acord ca toate armele nucleare să fie distruse și ca banii să fie puși la dispoziția țărilor subdezvoltate. În fiecare an se cheltuiesc deprisos miliarde de dolari pentru înarmare. Eu. Și aceasta este o temă serioasă pentru conferința pactului de la Varșovia, de la Praga. Cineva trebuie să facă începutul în privința dezarmării. Poate România? El, nu. Toți în același timp. Nu trebuie să se vorbească numai despre desfințarea armelor nucleare, ci și despre armele BSC. Acestea par chiar și mai periculoase. Armele BSC sunt bombele atomice ale statelor mici, care nu pot realiza bombele cu hidrogen. Este un mare pericol ca un stat mic, dacă este constrâns să recurgă la armele bacteriologice. Eu. Și cum considerați că trebuie să fie controlul dezarmării? Aici este buba. El. Nu. Pardon. Nu am ridicat niciodată obiecții împotriva controlului. România s-ar supune oricărui control. Eu. Prin controlori români, ori prin cei din alte țări. Răspunsul nu a mai fost dat, pentru că ambasadorul din Belgia, care era purtătorul de cuvânt al statelor NATO, a ridicat paharul și a ținut o scurtă alocuțiune în care mulțumea pentru invitația la vânătoare și pentru masa copioasă, dar cei mai mulți continuau discuția. După acest toast, Ceaușescu se ridică în picioare și îi răspunse. Acum ascultau toți foarte atenți. Azi au avut loc multe discuții destinse, dar în miezul lor stătea ascunsă o clipă de seriozitate. Vă mulțumesc, domnilor ambasadori, pentru cuvintele dumneavoastră prietenești și de aceea nu vreau să spun astăzi nici un cuvânt împotriva Belgiei. Însă, în ceea ce privește NATO, acesta trebuie să se urce pe un vapor uriaș și să plece în larg. Același lucru trebuie să se întâmple și cu pactul de la Varșovia. Și dacă vasele sunt în larg, atunci ar fi bine să se arunce peste ele o bombă atomică și să fie scufundate acolo, unde este apa cea mai adâncă. Un ambasador din blocul de Est, dar mai întâi NATO. El nu, amândouă în același timp. Un ambasador din blocul de Est. Însă cine trebuie să arunce hegemonie? Voi trimite cartea ambasadorului chinez și celui sovietic. Sigur vor fi interesat de ea. Și dumneavoastră puteți primi un exemplar din spătarul Minlescu. Dădu dispoziție translatorului ca să nu se uite intenția lui. Am primit mai târziu, după vreo 6 luni, un exemplar legat în piele, învelit cu o apărătoare frumoasă și înăuntru cartea de vizită a lui Nicolae Ceaușescu. Imediat suntem gata. El, paranteză, după ce discutat, l-a amplasat încât să poată aduce cel mai mare profit. La nevoile oamenilor stabiliți pe alte teritorii neindustrializate, nimeni nu se mai gândește. Însă noi ne-am gândit, în primul rând, la om. Eu, greșiți, domnule președinte, considerând că noi ne gândim mai puțin la om decât dumneavoastră. La noi, toate regiunile de la marginea teritoriului țării, inclusiv cele de la granița cu Cehoslovacia, primesc plăți compensatorii, substanțiale. Capitalismul, așa cum îl considerați dumneavoastră, în general, nu există. Și nici ceea ce cere marxismul. Nu de mult am citit Karl Marx, înțelegând că el n-ar fi dat nici o șansă partidelor comuniste aflate astăzi la putere. Desigur, el a fost un vizionar în domeniul economiei și al societății. Dar dacă ar mai trăi astăzi
și ar scrie din nou și complet altfel capitalul. El. În această privință trebuie să vă dau dreptate pe deplin. Ambasadorul sovietic îmi va replica, însă el trebuie să audă în fond, ca și cei ai Ungariei, Poloniei și Germaniei, democrate, tovarășe, Drozdenko, vorbea tare peste întreaga noastră. Dacă Marx n-ar fi murit, ci ar mai trăi și astăzi, și-ar fi rescris complet opera în răstimpul acesta de cel puțin două ori. Capitalismul gândit de Marx și condițiile generale economice s-au schimbat total. Translatorii traduceau o clipă de tăcere la toată masa, apoi ambasadorul sovietic ridică paharul său cu țuică și spuse sec: năzdărorie. Atunci, mă rog. Mulțumim domnului Oswald Geyer pentru lectură și cred că ne apropiem de sfârșit sau punem punct întâlnirea noastră de astăzi. Nu știu dacă ar fi dorit cineva de dumneavoastră să intervină orele s-au făcut înaintate. Probabil că gazdele noastre merită din partea noastră a tuturor mulțumiri pentru invitația pe care ne-au adresat-o și editura, noi toți vă invităm să știți ca așa. Aș vrea foarte mult să vă mulțumesc pentru participare și pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Sper că a fost o seară interesantă. Ich möchte herzlich bei Herrn Botschafter mich bedanken für die ganze Unterstützung, die die deutsche Botschaft uns für die Organisierung dieser Veranstaltung gegeben hat. Aș vrea să mulțumesc domnului ambasador Gruber personal pentru tot sprijinul pe care ambasada Germaniei l-a oferit în a organiza această seară literară. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și vă invităm la un mic fest alături. Iar aș vrea să vă spun că cealaltă cameră există cărțile de la editura Libra și cine dorește poate cumpăra. Încă o dată vă mulțumesc. Aș vrea să vă mai menționez că a cântat un trio de jazz, All Strings, și în timpul ofertului vor cânta în continuare. Încă o dată vă mulțumesc.